trebuie să vă spun chiar câteva cuvinte. Mai întâi va face într-o expoziție în care cele mai multe lucrări aparțin actualei generații de profesori de la Egeotorința. E probabil generația cea mai numeroasă și cea mai dinamică. În expoziție puteți să vedeți și chiar puteți să-i salutați pentru că sunt prezenți aici pe mulți dintre profesorii din generațiile mai vechi. Am văzut Corneliu Vasilescu sau domnul profesor Sultorul Marcu sau domnul Sultor Gheață și mulți alții foști profesori pe care îi vedeți aici și puteți să-i și cunoașteți. Trebuie să rețineți că multe lucrări pe care le vedeți aici aparțin unor profesori care au intrat în istoria artei românești. Sunt niște personalități remarcabile. Au provenit dintr-o epocă destul de zbuciumată. Aici, unde ne aflăm, de exemplu, era chiar Muzeul Partidului. Cred că n-ar trebui să uităm totuși lucrul ăsta. Puteți să vedeți artiști remarcabili, s-am amintit și numele lui Gheorghe Angel, Mihai Horea, spre exemplu, un mare colorist, Ion Dumitriu, care s-a păpădit destul de repede acea parte din lucrul de la Poiana Mărului, Iuiu Isa, de asemenea, și mulți alți artiști din... și domnul Gulacu, dar mulți alți artiști pe care... Încerc scuze, nu-i mai amintesc acum, îmi dau seama că am apărut mai târziu pe discuția asta și nu mai este nimeni interesat. În orice caz, oameni care au provenit, care au o istorie, spuneam zbuciumată, sunt artiști care au contribuit enorm de mult și la modernizarea învățământului de artă din București în vremuri destul de complicate. Vă urez să vă uitați cu atenție la expoziția asta și speranța că o să rămâneți cu amintiri interesante. Bun, eu vă mulțumesc!